Bună ziua, doamnelor și domnilor, bun găsit la o nouă ediție Bezei Live. Ce este adevărul? Este întrebarea cheie de astăzi, ca mai apoi să ne explice părintele care este diferența dintre adevărul absolut, adevărul dumnezeiesc și cel lumesc, cel al nostru, pe care îl prezentăm noi oamenii, care uneori este într-un fel, alteori se poate schimba. Alături de mine în studio se află părintele Calistrat Ifan de la Mănăstirea Vlădiceni din Iași, cam fiecare joi de altfel. Sărut, doamnă părinte, și bine ați revenit! Bine v-am găsit, mulțumim la cei ce ne ascultă și să încercăm să intrăm în taina adevărului, care rămâne o taină absolută. Unde este adevărul? Oamenii ar spune că de obicei undeva la mijloc. Da, este o expresie formulată într-adevăr că adevărul este undeva la mijloc. Noi trebuie să deschidem Sfânta Scriptură și mai întâi de toate trebuie să citim o expresie teologică spusă direct din gura lui Hristos. Eu sunt adevărul și calea și viața. De unde deducem că adevărul are un anumit drum și acela trebuie să fie un drum cât se poate de transparent și noi în rugăciunea mistică sau în rugăciunea bisericii sau în viața morală sau duhovnicească folosim expresia de corectitudine sau, dacă vreți, putem folosi ca în sport drum cu jaloane, deci nu te abați nici la stânga, nici la dreapta. Spune psalmistul David: am văzut pe Domnul de-a dreapta, ca în veac să nu mă clatin. Adică când frica Domnului este lângă tine, nu vorbisem și altă dată, nu frica că ne ucide, ci frica să nu-l supărăm, atunci noi putem păstra un adevăr absolut. Și ca să vedeți cât se adâncește acest adevăr, mă voi duce într-o chestiune foarte simplă pe care o spune Apostolul Pavel. Doamne, Tu îi mântuiești pe cei ce Te mărturisesc în adevăr. Cum adică poate cineva să mărturisească minciună? Câteodată suntem tentați să credem că relativitatea adevărului absolut poate fi minciună. Deci atâta timp cât tu nu lași adevărul invederat, așa cum este el dumnezeiesc, el se transformă ușor, ușor în minciună, se diluează. Precum pui apa în vin, la început vinul va avea un gust mai sălciu și apoi începe să prindă gust de apă și tot turnând poate deveni apă și niciodată vin cum a fost la început în pahar. Așa este și cu acest adevăr. Deci, când spune că tu mântuiești pe cei ce mărturisesc în adevăr, evanghelistul Luca folosește o expresie și spune așa: mulți au făcut minuni în numele Meu. Mulți vor izgoni demoni, vor scoate draci, mulți vor zice: Doamne, Doamne, dar puțini vor intra în Împărăția lui Dumnezeu. Și aici pune întrebarea, că Doamne, dar doar în numele Tău le-am făcut toate acestea. Și iată ce răspunde Iisus Hristos: știu, dar nu vă cunosc pe voi. Dar de ce, Doamne, că doar, dar altfel nu s-ar fi făcut minunea dacă n-ar fi fost în numele Tău? Ca să nu se batjocorească numele lui Dumnezeu între neamuri. Este o expresie care spune așa: să nu iei numele Domnului Dumnezeului tău în deșert. Adică în momentul în care folosești cuvântul Dumnezeu, era în Sfânta Scriptură o expresie: adevărat, adevărat zic vouă, spune Mântuitorul Hristos. De ce este nevoie, când începem o pericopă evanghelică, să spunem adevărat, adevărat zic vouă? Nu era de ajuns adevărat zic vouă? Să ne întărească nouă că atunci când vorbim de un lucru revelat, care pleacă din rădăcina Logosului Divin, acela este un adevăr care nu se schimbă. Și aș lua de pildă o chestiune extraordinară pe care ar putea să o înțelegem toți. Vedeți? Noi avem câteodată ideea și spunem: domnule, bine că am trecut de hopul ăsta. M-a ajutat Dumnezeu și l-am depășit. Și nu l-ai trecut bine și dai peste altul și te întrebi: dar oare de ce? Cu ce am greșit? N-ai greșit cu nimic. Ai trecut de un hop mai greu, ai dat de un hop mai ușor, dar tu ești tot în încercarea lui Dumnezeu. Adică ce este scris în cartea vieții tale, că trebuie să pătimești, să încerci, să guști, să trăiești, să experimentezi, nu rămâne nesăvârșit, indiferent de formă. Și aici este o expresie. Atunci noi avem trei lupte în lumea aceasta în care ne luptăm cu viața. Trupul, care e un adevăr relativ. Nu toate trupurile sunt la fel, nu toate gândirile sunt la fel, nu toate mințile sunt la fel, nu toate cugetele sunt la fel. Spune la un moment dat în Sfânta Scriptură,
cel ce vine după mine vine cu râvna și cu puterea lui Ilie. Era vorba de Mântuitorul Hristos. Și unii au spus, ai, cred că Ilie sau altul dintre proroci sau Moise. Și Iisus Hristos, ca să arate adevărul absolut, se urcă pe Tabor, se schimbă la față, ucenicii nu pot vedea absolutul adevăr pentru că cad cu fața la pământ și adorm ca niște morți, iar în partea stângă și în partea dreaptă cine apare? Moise și Ilie, ca să se vadă că sunt standarde spirituale diferite. Proroci ai Vechiului Testament, care doresc de Dumnezeu, doresc să vadă cine este cuvântul întrupat, doresc să vadă dumnezeirea, mor cu dorul de Dumnezeu, dar ei sunt distinți în dreptul lor, deci nu se amestecă, nu există o fuziune, deci sunt separat. Și atunci când se trezesc apostolii, deși pe drum ei sunt cei care vorbesc cu Dumnezeu adevărul relativ, că întreabă Iisus Hristos, cine zice lumea că sunt eu? Păi unii zic că ești Moise, alții că ai fi Ilie, alții că ai fi Ioan Botezătorul, alții că ești altul dintre proroci. Acum când se trezesc că Iisus trage, hai fraților, sculați-vă să mergem. Și ei ce spun? Doamne, bine ar fi să stăm aici. Și ce scot din gura lor? Adevărul absolut. N-ar fi bine să facem aici trei colibe, una ție, una lui Moise și una lui Ilie? Deci, vedeți cum vederea duhovnicească scoate în evidență adevărul absolut. Mai departe, spune Mântuitorul Iisus Hristos, adevărat, adevărat, zic vouă, cuvintele mele nu vor trece până nu se vor împlini toate. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece până nu se vor împlini toate. Ca să ne arate că aceste cuvinte ale Sfintei Scripturi, numite adevăr, au fost scrise cu atâta precizie și cu atâta adevăr, încât ele au cuprins toată Scriptura și prorocii. Și o să întrebați ce vreți să spunem. Luăm simplu. Noi astăzi avem în lumea juridică mai multe proceduri. Codul civil, codul penal, cod economic, comercial, depinde de structura lucrării în care se desfășoară judecata. Dar în momentul când te duci în codul lui Dumnezeu, în codul absolut, acolo spune scurt, să nu furi. Deci iată ce simplă este doctrina despre adevărul perfect. Ce nu e al tău, nu pune mâna. Deci este just la obiect și categoric. Dacă ai trecut pe drum și ai văzut un ban și nu e al tău, nu te apleci după el. Dacă ai văzut un lucru și nu e al tău, nu te apleci după el. Dacă ai văzut ceva și nu e al tău, lași acolo. Cine l-a pierdut, se întoarce și îl ia. Ei, acest lucru este greu irealizabil la noi, în lumea noastră românească, a fost realizat numai în vremea unui singur domnitor, a lui Vlad Țepe. Și el spune că a dus adevărul la rang de țeapă, trecând niște solii boierești pe lângă o fântână și văzând o cană de o cupă din argint aurit, a zis, bă, dar asta valorează mult. O, dar cine e nebun să pui mâna? Și a zis, dar de ce? De mult nu s-a mai suit nimeni în țepile Măriei sale, zice. Aici aurul stă pe drum aruncat ca și pietrele. Nimeni nu îndrăznește să atingă ce nu e al lui. Eu am auzit mulți oameni care spun că, Doamne, n-ar da Dumnezeu să găsesc pe stradă o valiză plină cu bani? Da, găsești o valiză plină cu bani, dar trebuie să te întrebi cine a pierdut-o. Sau eventual trebuie să te întrebi sau cine o are. Sau ce reprezentau acei bani. Da, sau cine o are. Poate era un avans pentru o casă. Da, sau pentru orice. Deci, corect este să nu furi. Ei, acum adevărul cum s-a relativizat? Din circumstanța că dacă ai întrebat și nu s-a găsit făptașul, din circumstanța că dacă a trecut multă vreme și nimeni nu s-a plâns de pierdere, din circumstanța că poate nu ți-ai dat seama când s-a însușit și se găsesc puncte și aliniate la fiecare lege până ce l-a scos pe tâlhar negustor cinstit. Că așa spune, hoțul neprins e negustor cinstit. De-aia foarte ușor astăzi, de exemplu, noi unde avem adevăr în societatea în care trăim? În societatea noastră absolută, în care ne desfășurăm ca cetățeni, este Constituția. Constituția țării care este scrisă de oameni luminați și care au stat acolo și au gândit-o și au pitrocit-o și au ales-o în așa fel, încât oamenii să aibă anumite drepturi conform Constituției se poate exista împreună, în comunitate, singuri, în grup, în social, în urbie, în oraș, în sat, în țară, în județ, unde vrei. Dar
în momentul când vrei să calci Constituția, aduci un amendament. Și atunci amendamentul respectiv îți îndulcește o portiță pe care o știe cine? Cel juridic care a și creat-o. Dar acela numai, cum spune Petrețuțea, mai multe adevăruri, niciun adevăr. Deci nu poți să faci adevăr din cioburi. Adevărul este unul și strălucește, cum spunese, ca un de lemnul deasupra, e proverbul popular. Deci când vorbim de adevăr, vorbim de conștiință, și așa spune, numai o conștiință adormită poate naște monștri. Și aici este și revolta lumii, dacă noi ne uităm în societate. Prima întrebare cu care m-am izbit de zeci de mii, de sute și de milioane de ori a fost aceeași. Părinte, cum îngăduie Dumnezeu atâta nedreptate? Și, totuși, la această nedreptate există un adevăr. Răbdarea lui cea mare și Sfântul Ioan Damaschin clarifică în dogmatică și spune Dumnezeu urăște păcatul, dar niciodată pe păcătos. Ar putea să-l pedepsească pe păcătos din prima clipă, ar putea să-l șteargă din cartea vieții din prima clipă și ar putea să-l eradicheze din prima clipă. Dar spune că nu vrea moartea păcătosului să întoarcă să fie viu. Deci, de fapt, în fond, despre ce vorbim? Despre o pedagogie a înțelegerii adevărului. Și aici aș pleca de la câteva lucruri. Un om care nu iubește adevărul, nu știe ce e adevărul. Pentru că nu-l iubește, nu l-a aprofundat. Da. Ne aflăm în fața guvernatorului Pilat, Ponțiu Pilat, și ne aflăm în fața cu izvorul adevărului. Iisus Hristos, cuvântul întrupat, născut din Fecioara Maria. Prins, legat, adus la judecate din trei percepții. Acesta ne derutează tot neamul și decât să piară poporul, mai bine pieri un om. Când au văzut că toată lumea merge după el, au pus gând rău și au zis, acesta trebuie să moară, deci iată adevărurile din urmă, adevărurile paralele. Și ultimul, acesta hulește, ca să-și acopere conștiința că, Doamne, noi nu i-am fi făcut nimic, dar s-a legat de legea lui Dumnezeu. Este adevărat că Iisus este cel care spune categoric și clar. Eu n-am venit să stric legea și prorocii, dar am venit să le desăvârșesc. Și nu se mai asemăna balta legii celei vechi, în care erau mii de reguli și regulamente, care de fapt erau ca o povară în spinarea omului, că așa spune, voi cei mari care țineți cheile împărăției cerurilor, nici voi nu intrați, nici pe alții nu lăsați, voi care vă rugați prin piețe, voi care vă smoliți fețele când postiți, voi care vă rugați de vederea oamenilor, voi care vă lungiți stafilactiile, voi care vă lungiți hainele și vă rugați prin ulițe și prin târguri să vă vadă lumea, voi care stați la ospețe, întâi la mese, voi care mâncați casele vădurilor, vă leu ce le-a făcut Mântuitorul Iisus Hristos, le-a scos la ecran, cum se spune, la acuză, deci tot palmaresul, deci toată mizeria lăuntrii care se vede și le-a spus voi, morminte văruite pe din afară și înăuntru pline de putoare. Nici voi nu intrați în împărăție și nici pe alții nu îi lăsați. Deci iată de ce avea un motiv să-l răstignească. Și totuși ajuns în fața lui Pilat, vedeți, Pilat profită de ocazie. Pe de o parte, poate filozofia romană. Și aici m-aș opri că romanii au avut pentru prima dată dreptul, noi avem de la romani acest drept păstrat, egalitatea. Pe lângă faptul că era un popor închinător la soare, zeului Mitra, și pe lângă că era un popor războinic și era un popor viteaz și cotropitor, la ei legile erau drepte. Adică dacă era spus ceva, așa rămânea și nu se da la o parte. Când nu putea să judece judecătorul sau nu judeca conștiința cât trebuie între oameni, atunci judeca împăratul sau trimiși împăratului. Dar legea era lege. Și atunci Pilat se gândește, dacă am acest om în fața mea, poate abia am ui momentul să aștept și eu și să aflu, să văd ce e adevărul. Și totuși, Mântuitorul Iisus Hristos îi spune, n-ai cum să știi, n-ai cum să înțelegi. Trebuie să știi doar un singur lucru, că cei ce m-au dat pe mine, ție, și m-au adus aici la tine, au mai mare păcat decât tine. Deci ce răspuns îi dă? De fapt, Iisus lui Pilat, ai grijă că legea e în mâna ta. Tu păcătuiești prin ceea ce faci,
dacă faci abuz. Dar nu ești tu atât de păcătos cât cei care m-au adus pe mine aici în fața ta. Și Pilat rămâne mult pe gânduri, rămâne așa abătut și atunci la un moment dat încearcă să schimbe foaia și să arate ce înseamnă puterea juridică, adică ce înseamnă legea scrisă, ce spune litera ucide, Duhul face viu și zice așa, da, dar eu am putere și să te răstihnesc și să te eliberez. Și Mântuitorul nu-l contrazice. De ce? Pentru că așa este adevărul dual, cu fețe. Numai adevărul absolut e adevăr. Cum spune Scriptura, ce este vouă să fie da-da, ce este vouă să fie nu-nu, restul e de la diavolul. Și atunci îi spune așa Iisus, da, tu ai această putere, fiindcă ție ți s-a dat de sus. Deci, într-adevăr, tu ești pus în locul ăsta să reprezinți ceva, dar nu ceea ce vrei tu, ceea ce spune legea. Și Pilat se face călcător de lege. De ce? Lumea, un dușman, diavolul, un dușman și el personal, omul, trupul omului, un dușman. De ce să muncesc din greu dacă am o funcție? S-o salvez. De ce să mă pun rău cu cezarul să-mi atrag sfârșitul sau nenorocirea? Mă salvez. De ce să mă pun rău cu poporul ăsta dacă el tot face ce vrea el? Să mă salvez. Și atunci, în loc să răspundă la un adevăr absolut, el trebuia doar atât să spună, omul acesta este liber și este nevinovat. Dar cei care stăteau acolo de față au grijă să-i explice lui Pilat că orice adevăr poate fi contrafăcut, lăsat ca adevăr, dar înțeles ca interpretare. Și cum spunem noi? Spune legea. Cel ce ucide din culpă poate fi pedepsit de la 3 ani la 10 ani. Are o treabă judecătorul cu tine? Ei 10 ani. Ai tu o treabă cu judecătorul? Poți să iei și 3 ani cu suspendare. Vedeți? Da, e un adevăr. S-a aplicat legea. Poate cineva să comenteze în fața legii? Nu. Aici, așa îi fac lui Iisus Hristos. Iese Pilat și prima dată rostește adevărul care trebuie rostit. Mustrat de procul la soția lui. Tu să nu faci un rău dreptul ăsta, că eu am pătimit multe de la el în somn. Ai mare grijă. Și apoi femeia aici care mai face legea, când bărbatul trebuie să-și asculte, pentru că stă cu ea în casă. Și el totuși iese în fața poporului și spune, eu dreptului acesta nu-i găsesc nicio vină. Acesta e cuvântul care pe Pilat l-ar fi făcut sfânt și mărturisitor. Uh-huh. Acum Pilat se vede încolțit de două adevăruri, dar relative. Ce îi spun iudeii? Dacă tu îl părtinești pe el, nu ești prietenul cezarului. Noi n-avem alt prieten decât cezarul și el a spus că e împărat în Israel. Deci au strecurat o subtilă din asta politică ca să poată să-l agațe din punct de vedere a doctrinii romane. Cine se intitulează împărat peste cezarul este dat la moarte. Pilat se întoarce din nou în fața adevărului absolut și zice... Tu ești împăratul lui Israel? Și atunci Iisus ce face? Îi descoperă două subtilități de adevăr căptușite cu minciună. Tu zici asta de la tine? Tu chiar crezi asta? Adică am eu față de împărat? Sau cei ce m-au dat pe mine ție? Adică asculți prostiile sau împlinești legea? Și atunci Pilat iese din nou și spune așa, am un obicei la sărbătoare, pot să eliberez pe cineva la cererea poporului. Îl avem pe Varava, era vorba de un ticălos care făcuse o răscoală prin Ierusalim și murise 100 de soldați romani și era vorba de Iisus. Și atunci arhiereii ce au făcut? Au strigat din popor prin instigatorii lor și au spus așa, pe Varava îl vrem și pe Iisus să-l răstihnești. Și în momentul acela, iarăși se declasifică adevărul. Deci,
Pe undeva se împlinea legea poporului. Poporul hotăra. De ce să merge pe aceasta? Vocea poporului, vocea lui Dumnezeu. Vocea poporului, vocea lui Dumnezeu, atunci când împlinește ale legii. Pentru că vine în Faptele Apostolilor Hristos și spune așa în scrierile Noului Testament. Nu se cade să ascultăm de oameni mai mult ca de Dumnezeu. Și aici, dacă ar fi, cade conștiință. Și totuși, Pilat își dă pentru a doua oară consimțământul că cel din fața lui este nevinovat. Și este din nou și mărturisește un adevăr absolut, dar neglijat. Nevinovat sunt de sângele dreptului acestea și se spală pe mâini. În ideea că îi va convinge că acolo se lucrează o minciună. Uh-huh. Și atunci poporul a strigat cât a putut. Răstignește-l, răstignește-l, răstignește-l. Și aici apare adevărul dincolo de minciună luat ca lege de adevăr, care era cel mai mare blestem al vremii pe care l-au putut spune. Sângele lui asupra noastră și a copiilor noștri. Deci și-au atras blestemul și-au pierdut binecuvântarea, cum spune psalmistul la psalmi. Deci ce este adevărul? Binecuvântare. Ce este adevărul? Prezența Duhului Sfânt. Împărate Ceresc, mângâietorile, Duhul adevărului. Deci atât de unde vine adevărul. Din Duhul Sfânt. Când ai spus ceva corect, este ca la matematică. În momentul când ai rostit formula care trebuie și ai pus exercițiul după ea, îți dă rezultatul cum scrie la sfârșit, la culegere. Dacă nu, îți iese altfel de rezultat și tu nu știi de ce n-ai putut rezolva exercițiul. Și aici Pilat își încheie lupta cu adevărul, exact cum îi spune Hristos. Tu n-ai de unde să știi ce e adevărul atâta timp cât nu înțelegi. Și ce îi spune... Și ce îi spune Pilat ultima dată? Îl ia pe Iisus, îl scoate pe pretori acolo, la vedere, la eșafodul de judecată și spune așa. Iată pe împăratul lui Israel. Deci îi aduce vina pe care o cerut-o iudeii, pentru că știa că își poate pune în pericol scaunul și s-a gândit așa. E un eveniment care trece. E un eveniment care se va șterge și se va uita, dar nu pot să-mi pun în pericol personalitatea mea, funcția mea, scaunul meu. Pentru ce? Pentru un lucru relativ care până la urmă nici nu mă interesează despre ce-i vorba, e religia lor, facă ce vor cu ea. Deci iată cum omul se poate lăsa corupt din punct de vedere material, lumesc, juridic, dacă vrem așa, pe conștiință, prin călcarea conștiinței, este proverbul acela, a călcat legea în picioare, și ultima, pentru nemustrare de conștiință, pentru că Talase Libianu spune așa, adevărul lucrează la virtute și încetează la păcat. Cât ești la virtute, adevărul nu poate fi greșit, că virtutea nu poate fi niciodată altceva decât virtute și strălucește în Dumnezeu, iar în momentul în care ai ajuns la păcat și conștiința doarme, nici mustrarea nu mai există. Când ai greșit prima dată, sau ai fumat prima dată, sau ai băut prima dată, sau ai curvit prima dată, sau ai furat prima dată, o zi, două, ești frământat, băi, poate că nu-i bine ce am făcut. Dar după aia vine și a doua ocazie, și a treia, și a patra, și a cincea, și a șasea, și devine obicei. Că toată lumea face la fel. Și ai așezat adevărul pe o relativitate care îți convine ție. Dar adevărul rămâne tot cel din Scriptură. Să nu fii desfrânat, să nu ucizi, să nu furi, să nu râvnești la ce nu-i al tău cu vicleșug, să nu mărturisești strâmb. Deci, vedeți cât de simplu și Scriptura spune ce este vouă da-da, ce este vouă nu-nu și restul este a diavolului. Deci, când trecem din adevărul golgoluț, adevărul adeverit, și trecem la nuanțe, noi trecem deja în spectrul ăla de culori. Dacă mergi la dentist, îți scoate paleta de culori. A1, A2, B1, B2. A3, după culoare, cât mai închis de la deschis. Ei,
Așa și adevărul. De aici strălucește și soarele dreptății Hristos, dincolo e întunecat și negru și diavolul. Deci, diavolul te trage în minciună. Deci, diavolul mai este numit și tatăl minciunii sau răutatea cea veche. Deci, de aici putem înțelege că noi nu putem mutila adevărul niciun fel. Și aici este cel mai greu în societate de luptat, dacă ne uităm cu ochii noștri. Vedeți, să luăm o nuanță simplă și ușoară de înțeles pentru tot creștinul. Câte formațiuni politice avem noi la putere? 5-6 grupări. Toți spun adevărul. Toți vor binele poporului. Toți vor interesul țării. Toți vor slujirea și demnitatea independenței și prosperității și dezvoltării României. Toți vor ca noi să fim fericiți. Toți vor ca noi să iradiem de bunăstare. Ei, rezultatele acestui adevăr, în ce se văd? În rezultatele dezastroase de jos, care relativizează acel adevăr propovăduit tot timpul într-o campanie electorală, într-un discurs, într-un congres, într-o plenară, într-o ședință, într-o, cum se numește asta, când se adună ei cu purtătorul de cuvânt, conferință de presă. Și, de fapt, ei acolo spun ce vrei tu să auzi și ei, în spatele lui ce vrei tu să auzi, fac ceea ce vor ei și știu că trebuie să fac. Și aceasta înseamnă o detronare a adevărului. Și când spunem adevăr, spunem Dumnezeu, și când spunem neadevăr, spunem lipsă de Dumnezeu. Și când, cum spune psalmistul, nu le este cu putință să se schimbe, că de Dumnezeu nu se tem. Deci, practic, n-ar fi să spui neapărat adevărul, ci să trăiești în adevăr, nu? Păi, în momentul în care spui adevărul și trăiești în adevăr. De ce? Noi avem oameni care spun așa, domnule mie, ce mingușă și încăpușă. Asta sunt, dacă vrei să mă iei așa cum sunt, bine, dacă nu, nu. Și noi ce spunem? Bă, ăștia sunt prea direcți, prea să bagă cu bocanci. Ei se bagă cu bocanci, ei sunt direcți, dar în sinea lor urmează un mod de corectitudine, adică un fel de persecutare a indolenței și a minciunii, adică e o răzvrătire sufletească față de un neadevăr. Dar la un moment dat, tu poți fi calmat, poți fi cumpărat, poți fi atras, poți fi lămurit. Uite, eu am cunoscut foarte multă lume bună, fără funcție și cu funcție. Până la funcție au fost acei oameni de zahăr, oameni de toată isprava, și după funcție s-a schimbat, aș spune, codul genetic, nu omul, inclusiv starea lui personală s-a transformat total, și răspunsul firesc cam așa sună: altfel stau lucrurile. Adică nu stau cum le vezi tu. Ele pot să stea așa, dar nu-i voie să stea așa. Trebuie să stea așa, ca așa vor alții. Și atunci, evident, că de aici se iscă tulburarea, de aici se iscă supărarea, de aici se iscă minciuna. Și de aici ce începe? Vedeți, noi vorbim permanent de corupție. Nu știu ce i-am dat denumirea termenului ăsta. El-i luat lingvistic de undeva. A corupe, a trage de la bine spre minciună, de a scoate omul din cărarea cu jaloane, cum am spus. Dar totuși, el este un cuvânt care nu spune nimic. De ce? Pentru că eu nu pot să interpretez corupția până nu văd actul propriu-zis sau faptul propriu-zis care mă dovedește că acela e un adevăr. Iisus Hristos a venit în Sfânta Evanghelie la Ioan și a spus așa: și vor învia cei ce au făcut cele bune spre învierea vieții. Și vor învia cei ce au făcut cele rele spre învierea osândirii. Adică pe undeva n-ai voie să faci rău. Dar tot în Scriptură vine și spune: au, nu știți că sfinții vor judeca lumea? Și de ce îi spune înfricoșată judecată? Pentru că se vor vădi gândurile. De exemplu, noi ne întâlnim la o petrecere și ne etalăm cum sunt doamnele. Poate un cercel, poate o rochie frumoasă, poate un pantof, poate o coafură, poate o imagine de make-up. Și ce? Vai, ce bine arăți, vai, ce bine arăți. Iar ăsta e adevărul care se vede la prima întâlnire. Da. Dar adevărul relativ de dreapta și de stânga este așa:
A, s-ai văzut, dragă, n-avea gust, n-a asortat bine rochea cu coafura, nu, dar nu îi stătea bine culoarea feței și cum și-a făcut buzele și unghiile, nu s-a asortat cu restul. Nu știe să îmbrace, nu știe să aranjeze. Deci de aceea spune că la judecată se vor judeca și gândurile. Cel care tu crezi că pe față ți este prieten, în spatele acestei prietenii, tu poți să descoperi cel mai mare șarpe. De ce? Pentru că zac câteva elemente care sapă la temelia adevărului. Invidia te face să nu vezi adevărul. Zavistia te face să nu vezi adevărul. Dușmania te face să nu vezi adevărul. Ura te face să nu vezi adevărul. Și răutatea sufletească te face să nu vezi adevărul. De exemplu, cineva spune, domnule, le-am auzit, dacă nu le auzeam acum recent, că sunt calde, zice, uite, zic, alucutariul a luat capacitatea cu 10. Las că știu cum să dau astăzi 10. Dom'le, până la urmă copilul ăla a muncit. Felicitări și o șampanie. Care-i treaba? De ce te oftiști de rezultatul unui copil? Oricum s-ar da cel 10, uite că a fost la el, n-a fost la tine. Da. Sau putea să fie și la tine, dacă ai fi știut, să-l iei. Ce nu-i nicio problemă. Sau, lasă că știu eu cum să învață astăzi. Fiecare învață cum gândește și primește după cum învață. Deci, nu putem avea toți copiii mediocri și nu putem avea toți copiii olimpici. Dar în scala de valori de la 10 la 9 sau la 8 sau la 7, există o ierarhie de valori pe care o poți depuncta și cu o sutime, și cu 2, și cu 3, și cu 4, și cu 5, vorba profesorului decan. Măi, ăștia care ați avut peste 9,50 sau 9,40, gândiți-vă ca și cum ați fi avut aproape 10. Dar totuși nu era 10, era 9 și în scara valorilor când te pune pe listă, contează și o sutime, și 2, și 3, și 4. Și asta face o departajare la ceea ce înseamnă înscrierea la un concurs, înscrierea la un examen, înscrierea pe niște posturi, înscrierea pe niște locuri. Deci contează. Ei, asta nu înseamnă că acolo nu vorbim de un adevăr, dar îl putem vorbi relativ. În momentul când vom ajunge numai la analiza digitală, deci la inteligența digitală, și o lucrare va fi scanată într-un calculator și va ieși cu baremul pe care îl dă științific calculatorul prin hardul său și afișează nota și o așează el după programul softat la categoria și locul unde este, atunci putem vorbi de un adevăr absolut, fiindcă calculatorul nu mai are sentiment, calculatorul nu mai are empatie sau simpatie sau dușmănie și atunci în momentul când tu vezi 10, știi că acela e 10 și nu l-ai pus tu, l-a pus calculatorul, așa i-a arătat lui baremul că e perfect, iar când ți-a pus 99 sau 98 sau 97 sau 96 sau 909 sau 9099, deci aia nu mai poate fi contestat. Deci cam așa ar putea începe un adevăr absolut. Deci adevărul care ține de om poate fi interpretat și lucrul ăsta l-am întâlnit și în lucrul ăsta l-am întâlnit adeseori și în examenul de magistratură. Noi vorbim de adevăr, de drept, așa se spune. Facultatea de drept ea se numește asta, care face juriștii și procurorii și avocații. Vezi, te duci și te înscrii la examenul de magistratură și dai un examen. Și obții acel punctaj, nu știu cum trebuie să obțină ei ceva, să pleacă de la o notă, oricum cu o tată ridicată, unde se vede că știi materia, adică nu te duci să bați câmpi acolo. Și după aceea, tot aceiași studenți se duc să mai dea un interviu. Dacă acolo ar fi un calculator, să preia informația prin audio, să o bage în calculator, să o treacă prin softator și să o treacă prin barem și să o așeze la punctat sau depunctat, real sau nereal, da, ar fi perfect. Dar în momentul când în fața comisiei se află un om care poate gândi relativ sau influențativ, eu nu cred în acel interviu, ci din contra. Acel interviu are rolul de a corupe mai departe și de a instala corupția în mediul corupt. De ce?
Dacă studentul respectiv s-a luat la grilă 9, 9.50, 9.80, 9.60, 9.70, tu tragi linia și spui primii 10 se duc acolo, următorii 10 acolo, următorii 10 acolo, următorii 10 acolo. Un raport de valoarea locurilor, de valoarea orașelor, de valoarea județelor, de valoarea pregătirii profesionale, de necesitatea profesională. De ce trebuie să vii tu un om să dai un interviu pe un examen care deja a fost dat și testat? Apoi intervine adevărul relativ, nu? Exact, ca să curbi adevărul absolut, ceea ce ar însemna corectitudinea, ceea ce ar însemna justiție și injustiție, și s-ar eradica injustiția. Și atunci fiecare prinde curajul și atunci știi că este vorba de un adevăr. Dar în momentul în care eu spun tu nu ai aptitudini juridice, tu nu știi să vorbești juridic, tu nu calci juridic, tu nu te exprimi juridic, dar cum de te-ai putut te exprima în scris juridic și nu te-ai putut te exprima liber juridic? Nu-i cu sută coață albă? Și i-am spus unei fete odată, fă-ți mutație de București, și la anul când te duci la examenul de juridic, că de vreo trei ori luase grila, perfect, dă examenul din București. Și când l-a dat din București, l-a luat. Din Moldova nu se putea lua. Da, deci asta înseamnă însămânțarea neadevărului la temelia adevărului. Buruieni crescute la umbra adevărului. Da, și mai ales că noi trăim în adevăr cu cele trei, noi spune așa, că roada Duhului e dragostea, pacea, bucuria, liniștea, îndelungă răbdarea, facerea de bine, ne ține aminte răului, curăția. Împotriva lor nu este lege. Deci când un om are calități omenești, dar supraomenești prin comportamentul nedeviant, acela este un filozof al adevărului. Acela este un apărător al adevărului. De aceea noi când ne uităm în calendar, vedem oameni cu aureolă, care îi numim sfinți, slujitorii adevărului, și spune asta în epistolele lui Pavel. Se duce Pavel undeva într-o localitate unde era un boier care avea o fică cu duh pitonicesc, era chinuită, ea prorocea, făcea minuni, boierul câștiga bani mulți cu ea. Și Pavel trece pe acolo și îl simte pe duhul pitonicesc. Dracul simte pe Pavel și strigă prin gura femeii: iată slujitorii adevărului! Ei, așteptând ca, ce a zis dracu, să nu fiu dezvăluit, eu mărturisesc adevărul, da, adevărul meu, ca ei să mă lasă în pace și să treacă. Ei se duc cu treaba lor și eu rămân cu treaba mea. Dar Pavel nu se oprește aici. Pavel se oprește și spune așa: taci, duh necurat, ce vorbești împotriva adevărului. Adică tu vorbești de adevăr, dar lucrezi neadevăr. Ce-i cu ghicitoria asta? Da. Ce-i cu mizeria asta? Și atunci diavolul a ieșit din fica cu duh pitonicesc, ea n-a mai putut proroci și rezultatul care a fost? Toți oamenii s-au răzvrătit de acolo și l-au fugărit pe Pavel din cetate. Ieși că ne-ai stricat aici rostul nostru. Deci iată o formă fină de a corupe adevărul și a-l duce spre neadevăr. Sau de a masca minciuna sub forma adevărului. Câți oameni reușesc să trăiască aproape de adevăr? Să știți că într-o societate modernă de astăzi ne-am putea baza pe două elemente. Procesul de conștiință, și sunt oameni care pot greși, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea ta, dar pot greși puțin și atent. Noi nu putem spune că sunt păcate mici și mari, toate sunt păcate, dar este una să ucizi și alta să jicnești, este una să furi și alta să fii lacom, sunt niște diferențe. Și atunci, spunem că sunt oameni care trăiesc la limita adevărului, cât să nu-i mustre conștiința. Era un proverb popular, nu era un proverb popular, era o zis a părintelui Cleopa, de fapt. Spunea el, când vorbea de înfricoșata judecată, că diavolul ne va număra la judecată
și boabele care le-am furat dintr-o știulete din postata cuiva când am trecut pe ogor și vor fi puse la judecată ca păcat. Și cineva zice, aia părinte Cleopa, și dacă e de la colectiv, dar părintele Cleopa foarte subtil întoarce și că da, era de pe norma ta, ca să nu fie păcat. Da. Adică, da, te duci și furi de la colectiv, dar e colectivul tuturor, că de asta se chema colectiv. Da. Și întreabă, e de pe norma ta? Adică să văd, te judec sau nu te judec? După aceea, ce mai poate ascunde adevărul? Adevărul poate ascunde jertfă. Și sunt puțini cei care ar îndrăzni să se jertfească pentru un adevăr. Veți fi prigoniți din cauza mea, veți fi duși în sinagogi, la dregători, la împărat, să nu vă temeți ce veți răspunde. Veți fi izgoniți și chinuiți din pricină la numele meu, bucurați-vă și vă veseliți pentru toată această nedreptate. Dar să vedem dacă o putem răbda. De exemplu, uite, ești în orice instituție, hai să o luăm. Eu aici mi se pare cea mai mare mizerie pe care n-am suportat-o niciodată și mereu am fost ofticat de lucrul ăsta, că asta spovedesc zilnic de obicei. Ești șef într-o instituție. Care ar trebui să fie cele trei, să spunem, elemente de bază ca un șef să aibă subalterni buni? Dorința de a ține societatea vie, adică locul de muncă să existe, să nu sabotezi, adică să fii trup și suflet, pentru că așa cum el se grijește să-ți dea ție salariul sau să procure materia primă, desfacere, import, export, materie primă, produs, piață, cost, deci trebuie să fii și tu implicat, pentru că e implicat și el. Doi, seriozitatea, pauzele lungi și dese, cheia marilor succese. O săptămână sunt bolnav, două, mă doare capul, trei, nu pot veni, patru, am scutire medicală, cinci, n-am timp, șase, am copii, șapte, n-am navetă, n-am cu ce ajunge și la urmă întreb, dar lucrăm și miercurea? Care era singura zi din săptămână, era o glumă. Și asta face dovada, dacă omul ăla trebuie să stea lângă tine sau nu trebuie să stea lângă tine. Și patru este competitivitatea, capacitatea omului. Domnule, omul ăsta are o competență, e capabil de ceva, adică eu dacă îl țin în jurul meu, el mă poate ridica, el mă poate... Eu cunosc un folos din prezența lui aici sau e o piatră de moară legată de un picior. Atunci foarte bine fac selecția și îi spun, tu nu corespunzi acestui loc de muncă. Nu trebuie să îmi spui tu de ce a întârziat ăla, nu trebuie să îmi spui tu ce a vorbit ăla, nu trebuie să îmi spui ce a făcut ăla. Nu. Tu dacă ești bun, fă-ți treaba în dreptul tău și pentru mine ești as, nu ești în stare să-ți faci ceea ce ai de făcut, cred că nu-i locul tău acolo. Și aici ar trebui să ne obișnuim cu ceea ce înseamnă cultură, incultură, mediocritate, incapacitate sau frustrare, care stau ascunse în spatele adevărului. Da, da. Vezi, noi ne ducem la psiholog. Este entitatea modernă, științifică și psihosomatică care stă la baza cognitivă a relației dintre oameni și vine și întreabă, dar cum vi se pare mediul în care lucrați? Toată lumea se uită urât la mine. Dar vezi, poate așa-i vezi tu, poate ei se uită normal. Poate tu te uiți urât la tine și îți pare că ei se uită urât la tine. Urât la tine. Da. Deci trebuie să spui și întrebarea asta. Da, exact. Transmiți? Când un om nu se integrează într-un colectiv, tot colectivul ăla e de vină și el e perfecțiunea întruchipată, deci trebuie să-ți corectezi anumite, cum să spun, unghiuri și cutii și canturi care să nu-i zgărie pe ceilalți. Adică trebuie să înveți când să dai bună ziua, când să zâmbești, când să fii normal, când să taci, când să vorbești, era un proverb popular. Prețuiește mai mult tăcerea și folosește mai mult ascultarea. Adică vezi ce spun alții și este și un decalog din ăsta spus. Taci când n-ai ceva de spus valoros. Că atunci mai bine faci. Dacă vorbești mult și prost, deja e același proverb. Dacă tăceai, filozof rămâneai. După aceea, în momentul când ești în orice mediu, apare, să spunem, simpatia. Da, îi simpatizez pe toți, n-am nimic cu niciunul, deci toți sunt la fel. Dar în momentul când unul are un merit deosebit,
Tu nu trebuie să fii invidios că ăla știe 7 limbi sau că ăla știe nu știu ce sau ăla face nu știu ce. Ăla-i harul lui, ăla-i talentul lui, poți tu să-i iei dacă i l-a dat Dumnezeu și să-i faci, să-i tai o mână, să-i tai limba, să-i scoți ochii, cum i-a făcut lui Sfântul Maxim Mărturisitor. Nu poți, dar trebuie să te obișnuiești cu ideea că îl poți concura, îl poți egala sau îl poți lua de model. Bă, să fac și eu ca el. Da, da, da. Și atunci tu intri pe panta adevărului. Nu trebuie să mergi în scop destructiv, pentru că intri într-o altă etapă. Calomnia, vorbirea de rău, discreditarea, manipularea, dezinformarea. Și atunci tu ce faci? Distrugi un om bun, doar pentru faptul că nu-ți convine ție că e așa. Nu faci nimic cu treaba asta. Uite cum intre politicienii ăștia. Ai văzut? Dacă vrei să-i faci la unul rău, în 5 minute i-ai făcut un dosar și l-ai rezolvat. Toată lumea e coruptă. Dacă n-ai fi corupt, n-ai fi în politică, nu? Ai crește o vacă, ai avea un teren de prășit, ai avea un serviciu, o fabrică, ai face ceva, nu? Dar așa trebuie să stai acolo, la vârf, că vrei sus. Ei, dacă vrei sus, te și costă. Trebuie să-ți asumi întregul arsenal de ispite și încercări care vin și te cercetează. La baza copacului, frunzele nu tremură. La jumătatea copacului fâlfâiesc ușor. Spre vârf se mișcă, iar cele din sus flutură. Deci frunza cea mai înaltă este cea mai supusă vijeliei, furtunii și la orice se întâmplă. Și soarelui, și ploii, și orice strop de ploaie greu sau piatră poate rupe. Pe când cea de la bază nu. De ce? Și să rămânem la bază? Păi trebuie să rămânem la bază cu următorul lucru. Neavând iubire de adevăr, nu-L iubim nici pe Dumnezeu. Nerespectând adevărul, nu-L respectăm nici pe Dumnezeu. Ne dorind să fim în adevăr, suntem lipsiți și de Duhul Sfânt. Și fiind lipsiți de Duhul Sfânt, suntem lipsiți de Harul lui Dumnezeu. Și fiind lipsiți de Harul lui Dumnezeu, putem cădea în tot felul de păcate. Cum spune în Matei, comoara noastră stă în vase de lut, dar în biserica slavei tale sunt vase de cinste și de necinste. Însă, omul se cunoaște ca pomul după roade, cel bun întotdeauna va scoate cele bune din visteria inimii sale, deci adevărul e bunătate, iar cel rău le va scoate pe cele rele. Deci când iubești minciunea, obligatoriu trebuie să fii rău, că diavolul strică și dezbină, și când iubești adevărul, întotdeauna trebuie să fii bun. Și este asta, nu eu am spus-o, a spus-o chiar Părintele Stăniloae, a spus-o chiar Steinhardt, a spus-o chiar Antonie Plămădeală și a spus-o chiar Bartolomeu Anania. Ca om al vremii tale, când te lupți cu răul și cu neadevărul, atunci ești un om adevărat, când îl demaști, când încerci să-l oprești, când începi să-l eradichezi sau să-l înlături, nu când te învoiești cu el tacit, că nu te alterează sau nu te deranjează pe tine. Cum spunem noi, bine că nu mi s-a întâmplat mie. Da, da, da. Da, ăla e tot o minciună. Deci dacă fratele tău pătimește și tu i-ai putea face un bine și nu vrei să faci lucrul ăsta, tu tot un neadevăr lucrezi. De ce? Pentru că ești împotriva adevărului. De ce avem tendința să ne îndepărtăm tot mai mult de adevăr în sânul familiei? Și pornim de la micile minciuni, soț-soție, Vedeți, tocmai copii. Caracterele creează neadevăruri. De exemplu, avem cele două perechi de sânge. Era și o glumiță. Și că, bă, dacă soția ta merge la mumă, s-a două zile să știi că vine cu softul schimbat, adică vine încărcată cu idei. Mamă, faci așa, faci așa, faci așa. Spune despre bărbat, bă, dacă știi că a fost la socră, să două zile taci din gură, că totul va spune că nu-i bine. După ce uită că a fost la mamă, să devine normal. Ei, tocmai neadevărul ăsta se creează pe ideea. Taci, nu zi nimic, lasă de la tine, lucrurile nu se spun, se înăcresc, se încălcesc, se fac buboi, se fac puroi, iar când explodează, pentru mine asta eu consider că e cea mai mare glumă de pe planetă. Oamenii vin la altar și se iau din dragoste, se sărută la starea civilă și se îmbrățișează și spun un da hotărât
Și apoi la tribunal vine și spune nepotrivire de caracter. Și atunci eu aș întreba, erați legați la oi când v-ați căsătorit? Nu v-ați văzut unul cu altul? N-a stat un an înainte sau doi sau trei sau o lună sau șapte sau nouă? Adică adevărul din familie e cel mai dureros. Eu am fel de fel de soții și soți care vin și îmi spun diverse, de exemplu, că unul din ei a derapat din familie sau celălalt sau sunt în pragul de divorț sau cu tare. Și prima dată întreb atât. Nu există nicio cale de compromis pentru a păstra familia? Nu. Am luat decizia să pun punct. Consider că e adevărul absolut. Nu cred că sunt perfectă nici eu, sau spun el, nici eu nu cred că sunt perfect, dar momentan acesta e adevărul. Deci este un adevăr pe care l-ai confecționat. Da, dar e de moment, nu? Da, pe scheletul unor idei, unor impresii, unor impulsuri, unor sfaturi, unor îndemnuri, pe care mai târziu poți să-l regreți. Spune și psalmistul David în Catisma 17, și asta e față de adevărul universal, acum vorbesc, râuri de lacrimi au vărsat ochii mei când am păzit legea ta. Vedeți? Pentru că acolo, când vom merge, cum vă spuneam, se judecă și gândurile, și intențiile, și faptele. Dar cel care se simte trădat în familie, păi consideră că și cel care a greșit s-a îndepărtat de adevăr, nu? Adevărul am citit ceva familiei se cunoștea din start. Am citit ceva frumos. Spune că atunci când doi soți se ceartă în familie, inimile lor stau la mare distanță. Ei nu se mai aud ca sentiment. Pentru că atunci când s-au luat și s-au cunoscut, inimile lor erau atât de apropiate încât ei simțeau nevoia să șoptească la ureche sau să stea mereu împreună și să vorbească numai ei doi. În momentul când s-au depărtat, inimile și sentimentele au devenit surde, fiecare dorește să-și împărtășească adevărul său cu altcineva. Și atunci se pătrunde în intimitatea familiei, exact ca la fertilitatea in vitro. Când o femeie nu poate naște prunc, iei ovulul și îl pui la specialitatea acolo, la fecundare, cu zigotul bărbatului, ai obținut embrionul și îl pui în pântece. În schimb, când femeia nu mai are embrion sau bărbatul nu mai are ovul și bărbatul nu mai are gamet, se poate merge pe compromisul de împrumut. Așa și în căsătorie. Se poate merge pe compromisul de împrumut. Ce îmi spun prietenii sau ce îți spun prietenii? Ce îți spune familia sau ce îmi spune familia? Și atunci, bineînțeles că fiecare va da dreptate ca un arbitru cui? Susținătorului său. Normal. Dar Hristos ce vine și spune? Ce a unit Dumnezeu, omul să nu despartă. Și au venit iudeii la Hristos și a spus așa. Păi atunci Moise de ce a lăsat cartea de despărțire dacă nu-i voie? Pentru îndărătnicia inimii voastre. Deci în inima voastră nu mai este lumină și nu mai este adevăr. Este îndărătnicie, este lipsă de conștiință, este lipsă de credință, este lipsă de adevăr și omul stă în întuneric și se complace în patima iubirii de sine, în propriile sale fapte, până se prăbușește. Ce este cartea de despărțire? Cartea de despărțire este o scrisoare mincinoasă pe care diavolul o scrie între soț și soție până la înfricoșata judecată, când înaintea lui Dumnezeu se vor judeca ca soț și soție, că așa spune în Scriptură. Cine ia femeie căsătorită, desfrânează. Cine ia bărbat căsătorit, desfrânează. Și arată în cartea de despărțire numai motivația și în pravile împărătești. Femeia poate fi lăsată de bărbatul său numai afară de pricina desfrânării, deci dacă ar fi, atunci ar fi singurul motiv, sau femeia îl poate lăsa pe bărbat tot din pricina desfrânării sau dacă a bătut-o vătămător de moarte, dacă i-a pus viața în pericol. În rest, pentru o ceartă și o prostie nu dai divorț. Sunt grele pravile, să știți, pentru că și crucea căsătoriei este un jug mai presus de puterea adevărului. De ce? Pentru că cei doi fac un mare jurământ când sunt la cununie, pun mâinile pe Sfânta Evanghelie a lui Crucea și zice așa, iată fiilor duhovnicești, Hristos stă aici de față și spune, ați jurat înaintea lui Dumnezeu și a Sfântului Altar că veți sta împreună, nedespărțit până la sfârșit și la bine și la rău și nu și mai spune acolo rugăciunea. Și ei
consimt acel lucru și apoi se pun în genunchi, sărută Evanghelia și crucea și se ia cununia de pe cap. Adică a încetat actul de unire duhovnicească și trec în actul de unire fizică. Vă lăsa femeia și bărbatul pe mamă și pe tată să vor uni și vor fi amândoi un trup. Păi poți să desparți un trup în jumătate, jumătate să o ia încolo și jumătate încolo? Nu, pentru că ei sunt un trup. Cred că mulți dintre tineri nici nu ascultă cu atenție această... Se poate să n-asculte, dar de aici și rezultatul. Uh-huh. Exact, de aici și rezultatul. Adică atâta timp cât tu consideri slujba cununiei doar ca un ritual tradițional, care face parte din decorul acelei petreceri, nu ai cum să înțelegi adâncimea de taină. Dar, sincer, dacă ți-ai tăia o mână, n-ai vrea să trăiești fără ea? Dacă ți-ai tăia un picior, n-ai vrea să trăiești fără el? Dacă ți-ai tăia ureche, n-ai vrea să stai fără ea sau să-ți scoți un ochi? Așa este și divorțul înaintea Dumnezeu. O mutilare a omului duhovnicesc din grădina Raiului. Și i-a făcut Dumnezeu bărbat și femeie, i-a făcut pe dânșă și le-a zis: creceți, vă mulțiți și stăpâniți pământul. Cred că în acel adevăr absolut dumnezeiesc e foarte greu să trăim. Spune noi Sfântul Isaac Siru, anumit am lăsat ca să atingeți această întrebare și mă gândeam că o să o puneți. La desăvârșire ajunge unul din 10.000 care se silesc. La vederea lui Dumnezeu, unul din neam în neam sau din generație în generație, însă spune așa: cei ce ascultă poruncele lui Dumnezeu și le împlinesc pe ele, se mântuiesc cu miile. Mm-hmm. Putem greși, că suntem oameni, dar putem păstra legea. Și dacă păstrăm cuvântul lui Dumnezeu și cuvintele Scripturii, că așa a spus Hristos, acela mi-este mie prieten și frate, care păzește poruncile mele, acela mă iubește. Ce nu e atât de greu până la urmă? Nu e atât de greu. Nu e atât de greu. Pentru că eu, de exemplu, o întrebare care o pun des tinerilor când iau decizia de divorț este aceasta: tu ai mamă și tată? Da. Și te-au crescut împreună? Da. Și tu de ce îți privezi copilul tău de acest drept? A, părinte, mă luați așa. Altceva n-am ce să te mai întreb. Dar așa este, da, mi se pare cel mai trist, mai ales când este un copil, este da. Dureros. Și atunci, sigur, că adevărul este jertfă. Adevărul este răbdare, adevărul este lucrare, adevărul este Duh Sfânt, adevărul este muncă, sudoare și transpirație. Vedeți, când facem rău, nu transpirăm. Dacă îmi facem binele, ne pornim și greu să-l facem. Uh-huh, uh-huh. Putem să ne întoarcem către adevăr? Da. Așa spune Mântuitorul Iisus Hristos. Căutați împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui, că celelalte se adaugă vouă. Cine nu adună cu mine risipește, cine nu este cu mine este împotriva mea. Și tot Mântuitorul Iisus Hristos spune așa: cel ce vine la mine nu-l voi da afară, că nu vreau moartea păcătosului. Eu doresc doar ca el să se întoarcă și să fie viu. Și prin ce ne întoarcem? Împărate Ceresc, Mângâietorile, Duhul Adevărului, care pretutindeni ești și toate le împlinești, vistier al bunătăților și dătătorile de viață, vino și te sălășește noi, curățește toată întinăciunea sau spurcăciunea și mântuiește sufletele noastre. De fapt, ce e adevărul? E o mântuire a sufletului, dar în lumină. Când vorbisem despre familie, m-am referit la soț-soție și la părinți-copil. Cum putem să-l aducem pe copil să fie cât mai aproape de adevăr, inclusiv prin faptul de a fi deschis și sincer cu părinții săi? Cred că în momentul când un copil simte deschis dragostea părinților, vine spre părinți. Dacă, în general, și-am întâlnit lucrul ăsta, părinții sunt pedagogici, copilul se va închide. Un copil nu trebuie obstrucționat. Trebuie lăsat să greșească tot ce poate greși, ca să ai de cel îndrepta. Că celui corect, dacă îi spui nu fa asta, nu te crede. Dar dacă greși îi spui asta nu-i bine, a doua oară nu mai faci. Deci asta este o chestiune foarte interesantă în logica educației. De ce îi spune mama? Nu pune mâna pe chibrit că te frigi. Și el se duce a doua oară și pune degetul pe plită acolo și să frigi. Și vezi, ți-am spus să nu pui mâna că te frigi și pentru că l-a durut acolo, el a doua oară nu pune mâna. Dar da. Învață tot din propria greșeală, nu? Păi da, dar cum? Dacă tu i-ai făcut cu degetul sau te-ai uitat urât la el când s-a uitat la chibrit, el nu mai se duce spre chibrit. Dacă nu ești tu, direct chibritul caută. Ați înțeles? Aia-i. Deci, pedagogia educației prevede ca libertatea individului să nu fie obstrucționată în manifestare pentru a-i ce în robotică.
Pui o piesă într-un robot, îi dai drum la softare și îl vezi ce face. Și spui, bă, uite, asta face greșit, ia să corectăm să nu mai facă așa, ia să corectăm să nu mai se miște așa, ia să corectăm să nu mai miște așa. Așa se corectează și un copil. Dar se corectează prin tema educației, prin logica educației. Asta nu, asta da, asta așa, asta de asta e așa, asta de asta e așa. Și așa poți să-l faci pe copil deschis. De exemplu, eu personal n-am fost un om deschis, în sensul că tatăl meu, fiind foarte rigid și foarte categoric, el tot timpul spunea, poate pun mâna pe curea. Și atunci era o pedagogie doar de frica curelei. Da, da, iar da, când nu era el lângă noi, noi oricum făceam tot ce vrem noi. Corect, corect. Da. Deci n-a fost odată o chestie, uite, tată, mă duc să fac asta. Dacă am mers la bătu mingea, am mers fără știrea lui, dacă am mers pe prund la apă, fără știrea lui, dacă am umblat oirea pe dealuri, fără știrea lui, și când venea seara, unde ai fost? Da, păi că am fost până acolo, că am făcut nu știu ce. Ei, își dădea seama că vorbește la gar și păi spunea, du-ți șfaia, du-ți șfaia, du-ți șfaia, du-ți șfaia, și se recupera una cu alta. Acum, la final, un cuvânt spre învățătură pentru cei care ne urmăresc. Umblați în adevăr, să fiți fii adevărului, și umblați în lumină, să fiți fii ai luminii. Cine umblă în adevăr, umblă în Hristos, iar cine umblă în lumina lui Hristos, umblă în cărările luminii. Și cel ce umblă în lumină știe unde merge și nu umblă în întuneric. Că și cel ce merge în întuneric nu știe unde merge și potnicindu-se piciorul lui, se poate pierde și sufletul lui, fiind înșelat de diavolul. Simeon Nou Teolog. Mulțumim! Sărut mâna, Părinte! A fost Părintele Calistrat Chifan la noi astăzi. Nu uitați să dați un like și un share emisiunii și să rămâneți în continuare alături de echipă. De la ora 15, Valentin Huțanu are o nouă emisiune Bezei Live, iar de la ora 16, Georgiana Adam. Noi ne vom revedea mâine, vineri. O zi frumoasă în continuare!